Imagini revoltătoare au fost surprinse în spitalul județean Tulcea. Un pacient a fost filmat întins pe jos, în hol, fără ca vreun cadru medical să-i acorde vreun ajutor. Ba mai mult, o infirmieră care spăla pe lângă el cu mopul a fost deranjată că cineva a filmat totul. În spital nu-l ridică nimeni. De jos s-a căzut omul, moare și nu-l ridică nimeni. Aceste imagini au fost filmate joi după ora 16. Pacientul fusese adus la spital cu ambulanța și predat medicilor de la unitatea primiri urgențe. A fost evaluat și catalogat o urgență majoră, așa că a fost rugat să aștepte pe hol. În spital nu-l ridică nimeni. De jos s-a căzut omul, moare și nu-l ridică nimeni. În timp ce infirmiera spăla pe jos cu mopul, pacientul se tot rostogolea, iar în momentul în care femeia și-a dat seama că totul este filmat, a cerut imediat cameramanului de ocazie să oprească înregistrarea. Pacientul este cunoscut de cadrele medicale din spitalul județean. Omul are 29 de ani și se pare că a vrut de mai multe ori să se sinucidă. Pacientul este cunoscut cu numeroase prezentări la UPU, aproximativ 57 de la începutul anului, majoritatea legate de consum de alcool și de substanțe psihotrope, cu un temperament și un comportament violent, cu multiple incidente care sunt cunoscute atât de poliția locală, de smurt, de ambulanță și de personalul spitalului județean. Este pură să nu aducem cu ambulanță, îl găsim căzut prin oraș, probabil face și își bate joc de noi. Îl aducem la lucru, pe aici face circ, se tăvălește, se ridică, pleacă acasă. Dictele venea cu poliția, cu jandarmi. Totuși, acesta nu este un motiv ca infirmiera filmată cum ștergea podeaua în jurul lui să aibă această atitudine. Tocmai de aceea, managerul spitalului a declanșat o anchetă internă.